Tot mai mulți oameni de bine vin în sprijinul celor fugiți din calea războiului din țara vecină. Printre aceștia se află și o tânără antreprenoare din Drobeta Turnu Severin, care de la primele bombardamente din Ucraina, împreună cu prietenii săi din Craiova, au inițiat o campanie umanitară pentru a colecta produse de strictă necesitate, indispensabile pentru refugiații veniți în România. Din păcate, Rusia a invadat Ucraina și, cum era de așteptat, foarte mulți cetățeni ucraineni au părăsit țara și au căutat adăpost în România. Deja sunt zeci de mii care au ajuns în țara noastră și destul de mulți care sunt la vamă și care se apropie. Astfel, Andreea Ciobanu, o tânără antreprenoare din Drobeta Turnu Severin, s-a unit cu oamenii din Centrul pentru Dezvoltare Craiova și și-a pus la dispoziție cafeneaua pentru a colecta toate cele necesare refugiaților veniți în țara noastră. O prietenă dragă de-a noastră din Craiova, Iamina Șoșa, a mobilizat studenții Facultății de Economie și Administrare Afacerilor în demararea unei campanii de ajutor pentru ucrainieni. Iar noi, văzând inițiativa ei din Craiova, am văzut destul de multe mămici din Drobeta spunând că vor și ele să doneze, să se alăture, și am venit în sprijinul severinenilor care doresc să ajute cu un punct de colectare la Five2Go. Zeci de severineni solidari au venit încă din primele zile de la izbucnirea războiului din Ucraina cu alimente și produse necesare refugiaților veniți în România. A fost un impact foarte mare. Noi nici nu anunțasem oficial că strângem la Five2Go și deja toată lumea share-uia și distribuia pe Facebook că la Five2Go se strâng donații. La fel și în Craiova s-au alăturat toate facultățile ulterior campaniei și au început să strângă destul de multe. Iar la noi chiar vin să doneze și astăzi, m-au sunat și de la Orșova că vor să aducă un transport. Și copii tineri au venit fără mămici și ne-au adus destul de multe alimente. Urmează să le punem și noi pe categorii, să le dăm mai departe către Craiova, de unde vor pleca către vamă. De aceea am vrea să și anunțăm că doar până vineri vom strânge donații. Cei care doresc să doneze în continuare pot aduce alimente neperisabile, cu termen mare de valabilitate, dar și produse sanitare și de igienă personală. Oamenii ne găsesc online pe Facebook, pe Instagram, Five2Go Drobeta, ne pot scrie și de asemenea ne găsesc de luni până vineri, de la 7 dimineața la 6 seara, iar sâmbătă de la 10 la 6, la noi la Cafenea în Crihala, Bulevardul Revoluției, numărul 7. Majoritatea persoanelor din Ucraina au plecat cu copiii, cu prea puține dintre cele necesare, poate doar cu o valiză și cu speranța că cineva le va întinde o mână.